Crăciun. Ne-am reîntâlnit astăzi dintr-o fericită întâmplare, deoarece în această perioadă ansamblurile noastre au participat la două festivaluri, și anume Festivalul Regele Brazilor din localitatea Prundul Bârgăului și Festivalul de Folclor Soarom din localitatea St. George Bay, dacă nu mă greșesc, Bistrița Năsăud. Și deci nu am putut rezista ispitei ca să nu venim și aici la dumneavoastră, deoarece ne aflam prea aproape ca să nu intrăm la dumneavoastră. Deci, am pășit peste unele momente poate mai grele, peste unele frământări și clipe neplăcute, cum a apreciat și domnul, a spus și domnul primar, viza, care nu este atât de ușor de deschis, dar bucuria revederii cu dumneavoastră, să știți că ne-a făcut să uităm tot greul ce a rămas acolo, la Vama și în Basarabia, în țară. Vreau să vă spun că în vâltoarea anilor și a unor evenimente social-politice se mai pierde frate cu frate, se mai pierde neam cu neam. Dar noi, din fericire, ne-am regăsit unii pe alții. Și această legătură trebuie menținută, dacă nu maturii și nu politicienii o fac, deci noi trebuie să o facem pentru copiii noștri, în numele lor. Spunea Nichita Stănescu că folclorul este dorul de a te întoarce acasă. Vă spun cu toată seriozitatea că am revenit la dumneavoastră, deci ne-am întors la dumneavoastră acasă cu mare dragoste și cu o liniște în suflet, pentru că știam unde venim. Venim la frații noștri. Și ca să întregim sărbătoarea, v-am adus unul din cele mai frumoase și vechi obiceiuri culese din zona de centru a Moldovei, și anume obicei se numește obiceiul drăgaicelor, care semnifică secerișul holdelor de grâu, pentru că viața în afara sfitei pâini nu poate exista. Cine sunt drăgaicele, vă explic, sunt tinerile sânziene ce ocrotesc lanurile de grâu și ajută cosașilor la lucru. Iar acest tablou miraculos îl întregește, cine credeți? Ciocârlia întregește miracolul și face secerișul o adevărată sărbătoare. Vă salută, deci, ansamblul de dansuri cu coara, coregraf Petru Chetrușcă, și ansamblul vocal Floarea Dorului, conducător artistic Ion Chircu, cu multă dragoste, și vin în scenă cu obiceiul drăgaicei.